Coțofan Test. Scoate-ți o foaie de hârtie. Cu Sebastian Coțofană. Trei studenți la Coțofan Test, Laurențiu, Mihai și Viorel, sau cum îi știe lumea mai bine, Hienă, Șopârlă și Vierme. Bine ați venit. Corect, corect, corect. Da, bine v-am corect. Găsit, bine corect. V-am găsit. Mihai, microfonul. Corect. Știți ce presupune Coțofan corect. Test? Întrebări din viața și opera voastră. Ok, surprinde-ne. Perfect. Întrebarea numărul 1. În piesa Ai plecat, trei studenți cântă: încerc să uit, să uiți de mine, dar știu că inima ta bate pentru mine. Da, asta corect, e una. Corect, corect. În piesa Cine ești, trei studenți cântă: vorbesc cu inima, vorbesc cu inima, nu mă înțeleg cu ea. În piesa Mai stai, trei studenți cântă: te ascultă-mi inima, știi că inima. Deci trei sud-est cunoaște foarte bine inima. Cântă? Corect, corect. Inima okay. Este centrul exact. Universului. Nu, întrebarea mea este... Întrebarea dumneavoastră pentru Boboci este... Din câte camere este formată inima? 4 camere. 6 cai. Băi, ești nebun. Și cam care sunt alea, dacă îmi spui și asta? Volva centrală, paldea geleoparatală, ateroblarnă și perțioidală atomică. Asta e corect. A rupt inima multor fete, Viorel. De acolo știe. Alveolă, pulpolonă și lenondalele, cum? Palpeolă, palpeolă. Nu, nu ești pe aproape, dar hai să o lăsăm așa. Nu, la geografie eram bun. La geografie eram camere bun. cu vedere către strada, bulevard, da, bulevard. Nu, mă, 4 camere cu vedere către iubire. Către iubire. Dați-o voi frumos. Ești mai poet ca noi, o să facem următoarea piesă cu tine, să scrii versurile. Eu zic să scriem ceva împreună. 4 camere cu vederea spre tine. Mai departe, întrebarea numărul 2. La asta vă prind sigur. Trei sud-est a compus un imn pentru farul Constanța în care cântă: ale, ale, îmi ești în suflet, no, 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 farule. Stai, nu, imnul a fost... Da, bine, așa s-a interpretat pentru că eu făceam parte din trupa Trei Sud-est și... Și mai face. Da, la momentul ăla când l-am făcut. La corect, momentul oportun. Și, da. Și toată lumea a interpretat, domnule, dacă așa Trei Sud-est a făcut. Treaba ta, atunci da. Doar tu vei răspunde la întrebarea asta. Da, așa. Hai de farule, da, farule, da, hai de farule, noi pentru tine da, cântăm. Zar, da. La, da, la, la, la. Ale, ale, îmi ești în suflet, farule. Dacă tot îți e în suflet, în ce ligă evoluează farul Constanța? Aoleo, acum am înțeles că e a patra? Liga a patra, corect, bravo. Bine! Oricum, cea mai frumoasă amintire a mea cu farul când mergeam la meciuri era când veneau echipe din Moldova, din Ardeal și începea galeria. Avion, avion, pentru voi telegondola e avion. Eu numai pentru asta mă duceam la meciuri la farul. E motivant, motivant. Foarte frumos, foarte frumos. Mai departe v-ați descurcat bine până aici. În piesa Sunt cu capul în nord, trei da. Sud-est cântă. Sunt topi după tine, mă simt de parcă am renăscut. Topit. Care sunt cele 4 stări de agregare? Topit. Lichidă, solidă. Hai, mai spuneți și voi. Lichidă, gazoasă, solidă, gazoasă, gazoasă și mai una. Și plasmă. Ia bravo, uite cine bravo, are plasmă acasă, felicitări. No, a fost bun mă la istorie. Bravo, mă. Deci formația 3 studenți. Ia deci, atenție. Le-a plăcut geografia ce să mai. Da. Mai a prins poliția pe stradă când eram noi tinerei. Fac o mică paranteză, puteți să tăiați la montaj. Și umblam noaptea cu niște jeans mari, că ne mutam și noi, știți cum e, în chirie, da? București. Și ne-a oprit poliția între blocuri. Stați așa, top. Ia veniți încoace. Buletin. Ne eram urcați la fel, da, 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 corect, bravo. Păi eram ciudați, 4, 3 inci cu bagaje în spate, noaptea printre blocuri. Opa, ăștia fură. Bună ziua, actele la control. Bună seara, noapte bună, actele la control. Cine sunteți? Păi noi suntem 3 sud-est. Și cum dovediți că sunteți studenți? Aveți carnetul de student? Deci, domnul a înțeles că suntem studenți în loc de 3 sud-est. 3 sud-est. Numiți fiecare câte un trio celebru. Adică... Trio Doremi. Ah, mi-ai luat... Nu, un... cei 3, să zicem. Nu mă, cei 3... Cei mușchetari sau ce? O dată... Ah, cei 3 mușchetari, am înțeles. Orice cu care ține de 3. Cei trupă care Trio Doremi, chiar a existat trupa asta. Da, da, da. Trio Doremi. Cei 3 mușchetari și încă 3 care fac ceva. Nu zic. Cei 3 crai de la răsărit. Gata, e bine, gata, e bine. Bravo, isteți, e bine. Mi-era frică de proba asta. Trăiesc cucurezi, da? Cucurezi. Trăiesc cucurezi. E bine. Bună, bună, bună evoluția băieților, dar urmează ultima. Nu, că am învățat bine la școală. Ultima întrebare. Asta putem să greșim, nu se mai pune, deja e 4-0. Adevărat sau fals, ținând cont că proveniți și din același oraș, Constanța, sursa de inspirație
Idolul formației 3 Sud-Est este formația 3 Stariu. Adevărat sau fals? 3 Stariu, bravo, bună. Cum te-ai gândit? Adevărat sau fals? Nu m-am gândit la asta niciodată. Dacă 3 Stariu este idol sau fan? Formația 3 Stariu. E inspirația voastră? Te-ai inspirat pe... Nu, Mihai s-a inspirat după cine? 3 Stariu? Nu după 3 Stariu. Dar l-admirăm foarte mult, o voce foarte bună. Nu, și chiar și Mihai recunoaște că el s-a apucat de muzică datorită nouă. Și mie îmi plac chiloții, așa că... Felicitări! Au trecut 3 Sud-Est, a trecut Coțofan Testul! Coțofan Test! Scoate-ți o foaie de hârtie! Cu Sebastian Coțofană!